dușul ăsta are 18 jeturi, dar sunt foarte curios unde bate jetul ăla de jos, frate, cât vin așa. Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Am schimbat puțin background-ul, acum filmez în sufragerie, nu mai filmez în dormitor, dar să-mi ziceți neapărat în comentarii unde e mai fain, ori în dormitor, ori în sufragerie, ca să știu dacă mă duc în cealaltă cameră să filmez. Astăzi tragem o privire la dușuri de-astea ciudate din lume, cu design-uri super ciudate. O să mai am o întrebare pe care o să vă pun în timpul episodului, nu vă zic acum, dar vreau să fiu sincer, o să vedeți pe la jumate. Apropo, bă, șacalilor, m-ați întrebat de unde mi-au hainele, le iau de pe Foodshop. Nu uitați că puteți să băgați codul SNEAK pentru 10% reducere la orice fel de comandă de pe Foodshop, fie că vă luați Adidas, haine, orice vreți voi, și șosete, orice, codul SNEAK 10% reducere pe Foodshop, link în descriere. Începem cu dușul mașină, după cum se poate vedea că pare că e o mașină și robinetul ăla e volanul, că tu practic te așezi acolo, știi, și trage așa după tine, știi, și stai și nu știu cum te speli. Găurelele au fi de fapt jeturi, frate, și de fapt tu acolo când stai așa te speli și tu practic efectiv stai așa ca prostul, te uiți în jos, știi, și stai așa, te spală. Pica băgam călduța acolo jos. Haide. Plus ca să nu mai zic cât stai tu așa și te uiți așa ca prostul prin sus acolo, știi, așa efectiv într-un pătrat de la, nu te spală, frate, unde ar trebui să te spele, știi ce zic? Știi ce zic? Ce fel de duș ăsta? Cred că e mai mult mașină de spălat, frate. Are și căpăcel de la acolo, ca să zici că ești la submarin, dar nu știu dacă-i pus bine căpăcelul ăla. Știi ce zic? Dacă stai așa întins în baie, știi, și acolo căpăcelul ăla, cred că varule, îți mate unde nu trebuie. Imaginează că stai acolo în dușul ăla, știi, așa frumos acolo, știi, și trebuie să-ți uita prosopul și zici: adu-mi și mie prosopul. Și intră, mă, să-ți aducă prosopul și tu direct acolo, primarilor. Nu știu ce sens are ăla acolo, frate. Nu-i văd sensul deloc. Adică dacă tot ai făcut o balie, frate, sau un lighean, că e mai mult lighean, nici nu-i duș ăla, îl lași, frate, acolo, nici nu mai pui, frate, pui material, îi dai cu kit, nu să mi se vadă mie. Dușul ăsta interesant, care un fel de material, știi, că atunci când faci duș se transformă tot așa într-un fel de curcubeu. Bine zici că e de aia, știi, nu știu dacă ați văzut, când torni benzină în apă, te uiți așa în zare, știi, un fel de curcubeu, fix așa arată și dușul ăsta. E super satisfying, cred că înainte să mă spăl pe mine, luam așa dușul în mână și făteam alea, știi, spălam toată aia, se vadă seama curcubeu. Bine, dacă stau așa și mă zici că e mucega, ai, frate, adică arată urât de tot, culoarea acolo, jeg acolo, ne zici că o ars acolo, faianța aia, dă-o în brânza, mă, să-i pui pătrate de alea, zici că este un 1885. Atunci, frate. Mamă, ți-a făcut Ceaușescu blog, nu mai pot, s-a terminat. Nu, nu-mi place, asta nu-mi place. Dușul ăsta are 18 jeturi, dar sunt foarte curios unde bate jetul ăla de jos, frate, cât vine așa. Nu mai imaginează-ți, frate, cum te duci tu acolo frumos, te pui așa în mijloc, depărtezi un pic picioarele și stai așa, știi? Bă, și fain, frate, cât vine așa deasupra, pac, aici pe piept, pe umeraj, frumos, se spală aici sub braț, tot așa, știi, jos la picioare, tot picior așa, știi? Bă, dar mă gândesc numai cum pui așa mâinile așa, știi, aici, frate, și jetul ăla. Jetul ăla de jos, așa, frate, unde curăț. Și acum n-ar fi o problemă că e de jos, știi, că tuturor ne place așa să, știi, să ajungă apa peste tot. Bă, dar e cel mai puternic, frate, să mor, că dacă te-ai pus acolo, te-a aruncat așa, te-a dus sus. Și ce zic? Că nu te curăță dușul ăla, dușul ăla trece prin tine, te curăță pe interior direct, nu mai stă la discuții. Ia uite-l, vărul, zici că e gaura neagră acolo, să mă bată mama, numai mă gândesc așa, frate, v-am mai zis cum stau așa, mă bate dușul ăla. În mijloc, acolo pot sub picior. Aleu. Întrebarea de v-am zis eu cu o pun, dar vreau să fiți super sinceri, este dacă voi faceți pipi în duș. Bă, vreau să fiți sinceri, nu contează că sunteți băieți, fete, eu o să recunosc, sunt eu primul, eu fac pipi în duș. Asta e, frate, când vine, a venit, știți? S-a dus, cu apa cu tot, s-a dus ăla. Răspunde sincer în comentarii, eu citesc toate comentariile și dau inimă. Mamă, vere, hai că ăsta e patul dușului, că te face direct felie de brânză și te pune acolo și te spală, bă. Efectiv, frate, te așezi așa ori pe spate, ori pe față și cazi jeturile alea așa pe tine și tu stai acolo lejer așa și curge așa apa pe tine. Bă, ăsta chiar e fain, frate, așa cu piatră. Bine, putea să-i pun așa unde stai tu acolo să nu fie chiar piatră, putea să fie ceva un pic mai moale, dar tată, stai așa, frate, și curge așa, se jegul ăla scade și tu stai lejer așa, te spală singur. Ăsta e cel mai bun duș pentru oamenii leneși, dar dacă ai intrat în el, nu știu dacă mai ești, frate, cred că stai până când ți se zvârcolește așa pielea, ți se ia tot de tot pielea de pe tine, vede așa carnea roz, că stai prea mult în el. Intervine un pic gândirea mea matură, dar stau un pic și mă gândesc, bă, dar tu cum te speli, practic, dacă stai întins, că te întorci așa pe o parte, te pui așa unduleț la spate, cum te stai așa întins și te freci așa, că nu, că acum parcă nu mai are sens. Cred că e bine să ai dușul ăsta pe lângă altă cabină de duș, știi, să zici că în ăsta doar stai, te relaxezi, stai
acolo, știi, te gândești la ale tale, dar nu te poți spăla, știi, că întins așa nu merge. Cred că asta e un fel de cabină de duș bionic, așa, frate, că e foarte, cu lumini de astea albastre, cred că te face să simți super robotic, așa. Și nici nu pare că e în baie, bă, frate, adică e complet pus așa în mijlocul casei, zici că e pusă pe hol aici, acum în dreapta mea să fie cabina asta de duș, știi ce zic? Tu ai intrat frumos, ai tras aia după tine așa și te așezi cum ar veni, știi, pe scaunul ăla care e un pic mai îndoit, așa. Presupun că chestiile alea negre, nu știu, sunt fel de ori de masaj, ori jeturi, nu știu cum, și îți mai curge lumină de acolo, dacă vedeți de unde e de lumină, așa, știi? Și tu, practic, stai așa, știi, frumos și te spală alea, numai că, a, uite, dar poți să stai și în picioare, uite, că aia, da, uite, asta e mai fain, frate, știi, că poți să stai lângă și în picioare, știi, când vrei să te speli, după vrei să stai jos, așa, te gândești la ale tale, asta e mai fain, recunosc. Numai că, da, frate, super faine, dar eu fac un duș în 5 minute, frate, dar asta te face să consumi o grămadă de apă, că stai o oră pe puțin, frate. Că dacă voia omul meu, crede-mă, că își punea acolo un televizor, frate, îi trăgea un de la zi, să-i zic, un gemuleț așa transparent frumos și vedea și televizor când stătea așa, frate. Vezi meciul de fotbal la duș. La sfârșitul episodului să-mi ziceți care duș v-a plăcut cel mai mult și pe care ați vrea să-l aveți la voi acasă. Asta da cabină de duș, frate, cu vedere la ocean, să mă bată mama direct din tai geamul, frate. Eu nu știu dacă aș sta să-l am pe ăsta, că v-am zis, mi-e frică de înălțimi și plus că nu știu, poate mai sunt unii pudici. Păi te văd tot căluții de mare, băi, dezbrăcat acolo cum dai. Tu dai seama, frate, ai și tu un bloc așa lângă ocean. Păi și random, frate, de să zicem dacă naufragezi așa cu pluta, știi, pe oceanul ăla, unde vezi, da, țărm, frate, vezi un bloc așa cu un ditai geam, cu un dezbrăcat de ăsta care face duș așa, se spală, știi? Cum e asta, frate? Săracul naufragiat, primul lucru pe care îl vede e pe tine, dezbrăcat așa cum stai în cabina asta de duș, te bucuri de priveliște. Și ăsta e foarte fain, frate, n-am ce să zic, designul ăsta așa cu piatră și cu bine, pare zici că n-o termina de daglet, știi, și-o lăsa cimentul așa de lasă, că nu mai aveam bani, lasă, că dau eu mai încolo la anul. Mai e și planta aia acolo și acolo e și o chiuvetă, dacă nu văd, dar e totuși o scurgere așa, nu știu, zici că e în buncăr mai mult dușul ăsta, așa are doar de sus și dintr-o parte, nu știu ce să-i, nu prea-mi place ăsta. Dacă era o leacă altfel, frate, că văd că e ciment pe părți și deasupra e parchet, frate, zici că o întors camera cu, știi, cu sus în jos, că ai parchet acolo, păi se umflă parchetul, bă, ce naiba faci dacă dea cu apă acolo. Și mai sunt și aburi, bă, asta nu-i gândită deloc, ai terminat-o, designer, pa. Destul de interesant conceptul ăsta, că te speli și practic ești, după ce ai terminat de splat, ai deschis așa ușile, hot, știi, și să iasă aburi și ai ieșit direct în bambus, afară, în grădină la tine, în curte acolo. Cred că cum ar veni pe partea asta, știi, de unde vedem noi imaginea, intri practic din casă și după ieși acolo pe afară, în curte, dar nu prea văd sensul. Și dacă vreau să intru de afară, intru în duș? Nu înțeleg. Tare curios ce fel de oameni și-au făcut ideile astea, dai seama ce artiști de aia cu viziune asupra lumii, că nu, că eu când o să fiu mare, îmi doresc ca din casă, printr-un gemuleț transparent, să ies direct în curte prin duș. Tipul ăsta are practic un duș în dormitor, numai că nu-mi dau seama cum vine, văd că pe partea asta unde sunt hainele în mobilierul ăla, știi, văd un geam așa, dar pe partea asta unde e patul nu văd nimica. Și scurge apa aia de sus, dar tu când te speli așa la subcioară, că pute, te speli și acolo, știi, că știi, nu. Și ai făcut odată așa mișcarea asta, așa, știi, ai strochit cu apă și ai stropit acolo patul și cum te mai culci tu pe așternuturi de-alea ude, că nu înțeleg. E interesant că e super aproape de pat, adică știi, dacă ești obosit chiar te-ai lăsat așa pe parte și ai căzut în pat direct, adică nici nu mai te faci niciun pas, te-ai lăsat așa, op, te-ai căzut în pat. Ia uite-l pe ăsta, se numește nu te pui cu dușul, că dacă ai dat drumul la robinet și nu ești pregătit, așa te-a făcut spatele, știi? Te-a împins așa, ca în desenea la ți-a rupt schinarea, știi ce zic? Păi s-a terminat cu coloană vertebrală, cu lombară, cu direct, cu aici, s-a terminat, nu că-ți dă knock-out dușul, dacă îți dă aici neveu pe la spate, te-ai dus. Uite-o leacă dușul, bă, zici că-i duș de la de vrea să stingă incendiu, ho, frate, mă speli un pic pe spate, nu stingi incendiu, frate, cu uite-l ce are acolo. Mamă, vă rog, păi zici că s-o da mare pumn în spate, păi nu-i nicio diferență, dacă la ăsta și uite, mai are și lighea, mai are de acolo, Gheormiu, știu că acolo de te spală acolo, păi ce să-ți mai facă la vărul, de te ud așa un pic pe față când ai astea 5 brațe aici. Îmi place că jos, nu știu dacă vedeți, are o chestie unde poți să stai acolo, știi? Păi cum să mai stai, mă, că trebuia să-ți pună și două mare, de alea să te ții, mă, ca știi că te împinge ăsta. Ia uite aici design de duș, că zici că merge în epoca preistorică, frumos, cum te speli, zici că mergi la Fred și Barney acolo, în casă se te speli pe bune. Numai că, bă, să mă bată mama acolo, faci party în duș, bă, că e dușul ăla cât sufrageria mea, pe bune, deci nu văd rostul. Tu-ți dai seama, frate, știi, când te dezbraci să intri în duș așa, păi până ajungi să te speli apa aia, păi răcești, frate, că mergi dezbrăcat de răcești. Ia uite, alt duș, frate, complet pus random, adică e super interesantă ideea, e cu baie de asta, așa, futuristică, modernă, acolo, o de bicicletă de-aia după ce ai terminat, ai băgat în duș haț, dar văd că n-are pereți nici pe parte, nici pe alta. Adică e doar chestia asta în față, bă, dar apa iese pe lângă și nu văd o scurgere, bă, zici și mie unde se scurge apa aia, că nu-mi dau seama. Ca design e super fain, cu albastru, cu LED-uri, de nici nu știu cum îți bate LED-ul ăla pe lemn, ăla e super interesant,
dar în rest, frate, te-ai făcut, ești, ai făcut toată camera aia, audă. Ia uite-l pe ăsta în Taiwan sau unde e ăsta, că nu-mi dau seama, acolo, într-o camera, într-o de-o țară de-asta africană, de se aude așa, știi, cu multe vejuri de-asta, știi, și frumos tu stai acolo cu chestii naturale, frumos, așa, exotice, și te uiți la copaci, că, sau, mă rog, ce mai e pe acolo, că, dar nu cred, că dacă stai jos așa nu vezi marea sau ce e acolo, râul ăla, nu, vezi doar copaci aia din față. E o căduță așa micuță, una tu, una... prietenul tău, deși nu știu dacă ar fi ok să mergi cu prietenul tău acolo ca băiat. Te zicem că mai mergi și tu cu o gagică pe acolo, dar în rest, frate, te-ai dus cu prietenul, păi ce ai făcut? Fai, nici nu te mai uiți la copaci, nici nu mai trebuie să vezi copaci. Vă dai niște lumânărele, un ceiuț așa, cât stai, se înserează, mai scrăpe o sămânță acolo, arunci în copaci și ecosistem, știi, să fac ele, se degradează, na, interesant. Mie personal nu-mi place să fac baie, bă, că simt că mă plictisesc, nu pot să stau atât, plus că nu-mi place aburul ăla, frate, deci e prea mult și când ies așa, dau de răcoare, nu. Nu-mi place, e prea mult, nu-mi place, mai bine fac un duș 5 minute, pac, am ieșit, știi? Dar vezi, domne, că sunt oameni de aia, fete de alea așa, cu design, cu feng shui, așa, cu lumânărele, cu spumă, că așa de aia, știi, de biluță, de face spumă, că, bă, ce faci, bă, cu spuma aia, eu nu înțeleg. Deci, cum e, gusturile nu se discută până la urma urmei, aia e. Cam astea au fost dușurile, v-am zis, să lăsați în comentarii care v-a plăcut vouă cel mai mult de la ați avea acasă, de v-ați spăla 15 ore pe zi. Da, nu v-am mai zis de mult să activați clopoțelul, să activați acolo clopoțelul cu toate alea, cu toate de notificările, postez în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2. Urmăriți-mă și pe Instagram la @ronsniculeț, acolo aveți un link în descriere în caz că vă e lene să căutați. Facem 200 de mii și acolo. Faceți porbeța pe multă și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, bă!